Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua lui Enache. Suntem în fața două cești de cafea și, pentru prima dată, un ofițer din structurile militare românești este prezent și este invitat, anulat invitația noastră la cafenea. Vom vorbi, iată, despre ce înseamnă, de fapt, cariera militară, ce înseamnă această profesie, până la urmă, care devine un mod de viață și, mai mult decât atât, profesia aceasta impune dăruire și impune implicare totală, pentru că noi, cei care suntem, să spunem așa, în societatea civilă sau în viața civilă, vedem altfel lucrurile legate de profesie, legate de parcursul profesiei, legate de realizări și de, până la urmă, etape ale devenirii. Astăzi, invitatul este domnul colonel Constantin Dima. Domnul colonel Dima este comandantul grupării de jandarmi mobile Tomis, Constanța, și ne va vorbi despre cariere, ne va vorbi despre realizările domniei sale, despre experiența de până acum, pentru că are o experiență destul de bine conturată și de îndelungată în ceea ce înseamnă structurile jandarmeriei și, mai mult decât atât, ce reprezintă, de fapt, pentru un ofițer din jandarmeria română, de fapt, această profesie și cariera militară. Bun venit la Cafenea. Suntem în fața două cești, complet în afara, să spunem, mediului în care lucrează dumneavoastră. E un mediu, până la urmă, foarte bine conturat, cu o specificitate aparte, un mediu cazon care impune respect, impune, de fapt, rigoare, da, și eficiență, ca să spunem așa, pentru că, în general, vedem că atunci când civilii nu reușesc să facă multe lucruri, intervine armata, pentru că are altă structură, alt tip de evoluție și de implicare. Altă disciplină. Altă disciplină, sigur. Da, bună ziua, îmi pare bine că m-ați invitat. Cu mare drag, eu mulțumesc și sunt bucuros că ați onorat invitația și sunteți aici, ca să putem vorbi, de fapt. Să știți că sunt un mare amator de cafea. Și eu la fel. Militare, în general, beau cafea. Consumă multă cafea. Da. Deoarece emisiunile sunt lungi și pentru a-ți întreține cât de cât standardul, să spunem, de de cogniție, exact, și de fapt exact. Ai de nevoie a fi de un în formă, permanent de cafea. Sigur. Pentru că suntem într-o stare relaxată, nu suntem într-o unitate militară sau nu suntem nici la poligon de tragere și nici pe stradă, da? În fața unei cafele unde oamenii se relaxează și dea până povestesc. Cine este, de fapt, colonelul Constantin Dima? Înțeleg că doriți să purtăm un dialog, da, nu? Da, părerea mea este că este cel mai bine. Păi, colonelul Constantin Dima are 56 de ani. Mulți înainte. Sunt căsătorit, am două fete. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Am două fete. Una dintre fete lucrează la o firmă în București, a terminat ASEU-ul, iar cealaltă este polițist local la Constanța. A urmează terminat facultatea dumneavoastră, a terminat facultatea de poliție locală la Ovidius. Da. Urmează cumva tradiția de familie. Într-un fel, da. Da. Și bine face. Am evitat să vină la jandarmerie sau la poliție, tocmai pentru... Noi românii suntem specialiști în a crea probleme de genul acesta. Știți, e fata locutoare. A, sigur, a băgat tot asupra. Da, da, da. Deși poate nu copilul, fata sau băiatul, ar face mult mai multe decât face mama sau tatăl, care ar putea fi într-o structură militară, fie că e jandarmerie, fie că este MAPN, exact, fie că e poliție, fie că... Fiecare, da, cu viața lui. Da, sigur. Și cu capacitățile, exact, personale. Exact, sigur că da. Lucrez în jandarmerie de când am terminat școala militară, adică, da, în 1990. Anul acesta voi face 31 de ani de carieră. Mulți înainte. Nu m-am grăbit să ies la pensie așa cum fac foarte, da, mulți colegi, fiindcă sistemul te stimulează să ieși la pensie. Nu am găsit încă calea cea mai potrivită pentru a păstra oamenii cu experiență, da, în sistem. Ci parcă... Și totuși dorim vreți să vă dăruiți experiența, să rămâneți, exact, util societății, de fapt. Util, vreau să... Am pornit niște... Am demarat niște proiecte la unitate. Da. Cu un colectiv relativ tânăr de... Ofițeri și suboficeri. Ofițeri și suboficeri. Da. Care chiar doresc să învețe, da, doresc să se pregătească și să fie utili armei și jandarmeriei și, bineînțeles, întregii societăți. Deși jandarmeria a fost blamată în ultima perioadă. Nu doar jandarmeria. Vă spun că pe nedreptă. Pe nedrept, știu. Și o să vorbim și despre acest aspect, apropo de blamul acesta, și nu doar jandarmeria. Aici includem, de fapt, și poliție, includem și armată, includem multe arme, să spunem, multe structuri militare, pe nedrept blamate, pentru că ele, dacă n-ar exista,
problema unei societăți ar fi gravă sau problemele, că se vor contura o sumedenie de probleme, pentru că din afara acelui mediu lucrurile se văd altfel și de asta este foarte bine că explicați, dar o să explicăm puțin mai târziu după ce... Sigur că da, vedeți, eu sunt la... Sunt la un moment în viață în care îmi permit să vorbesc deschis. Să spuneți lucrurile pe nume. Fiindcă experiența, atât cea de viață cât și cea profesională, da, m-a făcut să adopt acest comportament pe care eu îl găsesc că este foarte normal. Da. Oamenii au refuzat, au început să nu mai comunice unii cu alții. Asta ne costă pe toți. Ne costă pe toți. Inclusiv pe militari. Și vom simți aceste lucruri un pic mai târziu. Așa, da. Dacă vom lovi continuu în aceste structuri de forță ale statului român, da, nu vom face decât să ne tăiem, da, și să vulnerabilizăm, de fapt. Exact, să, da, ne vulnerabilizăm. Și alții abia așteaptă aceste lacune. Sunt convins că... Deocamdată nu este cazul, suntem încă o structură militară solidă, bine poziționată în societate, spunem noi. Colegii, și cu rolul mei, bine definit. Colegii mei au o pregătire suficient de bună care să ne permită executarea misiunilor pe care le avem încredințate prin lege. Și spun eu că chiar dacă în ultima perioadă foarte mulți colegi din toată țara și din majoritatea structurilor de forță ale statului român au ales să plece la pensie, întrucât îndeplinesc condițiile legale de a ieși, da, la pensie și oamenii s-au gândit că n-au decât o singură viață care trece foarte repede și probabil că mulți dintre ei doresc să facă altceva, da, după ce și-au încheiat acest serviciu legal. Această misiune, stare, până la urmă, că către țara românească. A fost și o misiune, exact, da, și un serviciu. Noi acționăm în baza unor legi ale statului român. Da. Suntem plătiți în baza legilor statului român. Nu noi facem legile, le face, da, parlamentul. Respectați, noi suntem o serie cei de... care le punem în practică, da, și le respectăm. Arunca așa o anatemă asupra, da, militarilor, precum că fac și că drept. De exemplu, se vehiculează în presă că militarii nu plătesc, n-au contribuție la pensie. Ba nu, este fals. Da, dar n-am văzut pe nimeni care să vină să combată acest lucru. Ba nu, se scrie pe rețele. Pe rețele, dacă ne uităm, de regulă, ce se întâmplă? Puțin dintre noi, cei care ne uităm pe rețele, avem timp să și citim întregul material postat. Citim doar titlul și dacă titlul acela nou ne spune ceva, mai citim trei rânduri. Nu mai ajungem la comentarii. Deși în comentariile acelea există foarte mulți ofițeri care acum, mă rog, sunt la pensie, au o vârstă respectabilă și care comentează foarte interesant și foarte precis. Și unii spuneau, eu am contribuit 30 de ani, chiar puneau, exact, puneau, unii au pus chiar și documente, bine, ale lor, le aparțineau, exact, au ales să le prezinte, legate de contribuția, contributivitatea lor. Da. Și pensiile normal să fie mai mari, întrucât și categorii, contribuția acestor militare și contribuția mai mare decât și riscurile pe care ei le au sunt mai mari. Sigur, de asta societatea, într-o anumită măsură, într-o formă, să spunem, de compensare, le aloc aceste drepturi. Vedeți, noastră, militarii au vrut să stea întotdeauna cu capul, cu fruntea sus. Da, păi și-au stat. Iar chestiile acestea nu sunt bune, nu fac bine. Da, societatea civilă ne percepe în mod eronat. Spuneați de comunicare. De ce totuși foarte puțin aleg să comunice? Dintre ofițeri, uite, colegii dumneavoastră, mai sunt mulți comandanți ai unităților de jandarmi din România. Și eu sunt convins că foarte mulți din presă, de bună intenție, pentru că sunt în presă mulți oameni de bună intenție, care vor de fapt să informeze cu adevărat, real. Eu cred că o comunicare precum cea noastră, foarte sinceră aici, a spus mai devreme, exact, că v-ați hotărât să discutați și să spuneți lucrurile așa cum sunt ele. Normal, firesc. Și cred că această comunicare ar fi fost mult mai eficientă, s-ar fi explicat foarte multe lucruri, de ce lucrurile s-au întâmplat într-un fel sau altfel, nu dăm un caz sau două sau alte cazuri, ci în general legate de aceste, spunem, acuze sau această anatemă care se aruncă. Pentru că noi vedem doar în partea minusculă un lucru negativ, dar nu vedem partea de contribuție imensă pe care societatea o are și despre care se vorbește foarte puțin. Sigur că da, puțin. Vedeți, sunt foarte multe joburi în societatea civilă, da, care permit celor care lucrează în acel sistem să iasă la pensie la fel mai devreme cu 13 ani. Da, sunt și, cu 15, și la noi, la jandarmi. Deci știu. Nu numai jandarmii sau militarii ies la pensie, da, la 50 de ani sau la 48 și de ani. Și personalul de acolo. Și nu ies toți, ies cei care îndeplinesc anumite condiții, da, 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 care au lucrat în condiții deosebite și care
La fiecare an de muncă li se adaugă încă da, 6 luni în plus, de da, 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 ca să cumulată, scăzută din vârsta de standard de pensionare de 60 de ani. Credeți că e un discurs centrat și concentrat? Eu cred că către? Da. Cred că da. Dar vă spun și repet, nu face bine nimănui. Spuneți că o să ne costă pe toți. Bun. Să revenim la dumneavoastră. Ați ajuns la... Ați finalizat școala militară, arma jandarmerie, ca să, exact, să precizăm aici. Pentru că există și un parcurs al foștilor ofițeri în armată care au ajuns la jandarmerie. Pentru da, că, nu mai la jandarmerie am fost. De-a lungul anilor, eu am prieteni care sunt ofițeri la jandarmerie și practic au terminat școli militare din Ministrul Apărării Naționale pe diferite arme și după aceea prin concurs, mă rog, probabil că și în zona de competență a lor, mulți dintre ei a foarte buni ofițeri. A fost o perioadă când s-a făcut o reformă în Ministerul Apărării Naționale, când mulți ofițeri au fost trecuți în rezervă cu drept de pensionare, fiindcă așa spunea legea, iar cei care au dorit să rămână în sistem și și-au găsit locuri către la alte structuri militare, au migrat către jandarmerie, sigur, către poliție sau către poliția de frontieră. Știu și în poliție ofițeri. Ceea ce ofițeri este, părerea mea, că a fost un lucru bun. Da, pentru că una s-a angajat din structură externă pe cineva care nu a făcut o școală militară. Da, și alta... Școala militară este structura care te disciplinează. Și te educă pentru profesia viitoare. Exact. Îți arată că nu ești tu buricul pământului. Am înțeles, românește... am înțeles. Spus, este nevoie de acest lucru în armată? De mine. Da? Fantastic de mult. Fără disciplină nu poți să faci nimic. Da. Fiindcă nu înțelegi ce înseamnă când își cere unul să îndeplinești un ordin. Da. Nu pricepi. Sau particularitățile profesiei. N-ai, nu ești format, cum să zic, nu simți în interiorul tău că ai această obligație să execuți ordinul tocmai și la timp, cum spune în lege și în regulamentul militar. Unde ați debutat, la ce unitate? Tot la Constanța sau într-o altă unitate? Nu, când am terminat în 1990, am fost repartizat la Inspectoratul Județean de Jandarmi. Da. Pe vremea aceea era brigada 21 de jandarmi Constanța. Da. Avea subordonate 6 județe. Da. Și cele două ale Dobrogei și limitrofele, județele Brăila, limitrofe, da? Călăraș, Călărașul, centrul de instrucție de la Tecuci, da, a fost la noi. Din Vrancea, și Giurgiu a fost la fel, tot la Constanța. Am înțeles. Din Galați. Da. Tecuci, da, de la Galați, da, da. Exact. Tecuciul este în județul Galați. Da. Ulterior au mai fost câteva reorganizări în armă, s-au înființat comandamentele teritoriale de jandarmi, da, niște comandamente teritoriale. Vedeți cum este viața aceasta și experiența. Când eram tânăr locotenent, nu le înțelegeam rolul acestor comandamente teritoriale. Mi se păreau că sunt niște suprastructuri care consumă erau niște bani degeaba. Da? Așa, da. Ei, uitați, evoluând în carieră. Ofițer fiind în o structură militară, da? Dar, își punea întrebarea dar asta ofițerul. Fără experiență, exact. Fără experiență, da. Da. Și mi se părea că pot conduce o astfel de unitate de la 20 de ani, 30 de ani. Ceea ce este iarăși o altă problemă foarte văzut eronat. Acum. Eronat. Da? Când am fost... împuternicit să îndeplinesc funcția de inspector șef la ICJ Constanța, da, aveam 49 de ani. Și vreau să mă credeți că primul meu gând a fost dacă nu sunt prea tânăr pentru această funcție. Sunt convins. Dar responsabilitatea este mare. Exact. Responsabilitatea este mare. Răspuns de, în primul rând, de sute de oameni, da, care au poate familie. Poate chiar mii. Poate chiar mii. Da. Știți? Răspuns de ordinea publică pentru 6 județe. Sigur că da, nu este deloc ușor. Dar să revenim la subiectul cu județele. Da. Dacă atunci mi se părea că aceste structuri sunt supra... Dimensionate și că n-ar fi necesare, da, că bine ar fi ca toată activitatea să fie gestionată la nivelul fiecărui județ, da, iată că după ce s-au înființat aceste inspectorate județene de jandarmi, deci fiecare, la nivel teritorial, există, funcționează 40 de unități mobile. Nu, de inspectorate județene de jandarmi. Câte județe sunt, de fapt? Exact. Plus Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, plus 8 grupări de jandarmi mobile care gestionează zone diferite. Și 4, 6 județe. Am înțeles. Constanța gestionează 5 județe, sprijină cu efective în executarea misiunilor județe limitrofe, adică așa. Tulcea, Călărașul, Ialomița și de câțiva ani de zile și Brăila. Și Brăila, da.
experiența, viața, misiunile mi-au demonstrat faptul că este nevoie de o regionalizare. Este opinia mea. Da, după cariera de 30 de ani, da? Nu dau lecții nimănui. Da, da. După 30 de ani. Da, de experiență. Exact. Așa. Cred că o reorganizare a armei pe baze regionale extinse, da, deci la nivelul câtorva județe, este mai bună. Fiindcă acum suntem informatizați foarte bine. Da. Putem să transmitem ordine ca și cum ar fi birourile, ar fi birourile unul lângă altul, da, tot electronic. Ajung rapid, nu există impedimentul de distanță. Exact. Așa. Misiunile se pot transmite la fel. Da. Situația operativă se poate cunoaște în câteva minute sau permanent, instant, da, ea din poate toate cele județe. Exact. De ce să nu fac un creier la nivelul unui județ pe care îl apreciez, care ponderea cea mai mare, care să gestioneze efectiv activitatea în celelalte 5 județe cu subunități mai mici, fără structuri de comandament, sau acestea să fie foarte mici. Și atunci oamenii pot dirija către alte activități operative din stradă. Da. Aș putea, de exemplu, să fac... Să fac o structură un pic mai lărgită la nivelul inspectoratului, structurii regionale, să spunem, care să se ocupe de toată logistica din toate structurile de suport din toate cele 5-6 județe câte vor fi, sau 4. Uitați, SRI-ul a făcut acest proiect pilot vreme de un an de zile, dacă nu mă înșel, pe 4 județe, și acum s-a regionalizat și bănuiesc că dacă n-ar fi fost un sistem viabil, s-ar fi renunțat la această chestie. Sigur că da. Probabil că a fost mai eficient și munca de culegere a informațiilor, pentru că seria asta face. Ce se întâmplă? Totul se rezumă la bani. Da. Da? Logistică, bani, exact. Personalul dacă specializat. Dacă nu plătești, nu îți vine lumea, omul, sigur, în sistem. Sigur, sigur, sigur. Iar dacă ai bani și folosești Mi se pare normal. Iar nu este ok. Da. Fiindcă sunt multe funcții care nu își justifică încă 100%. Și vă referiți că, de fapt, aceste funcții ar putea fi regândite, nu, de exemplu, reorganizate? Haideți să analizăm activitatea la nivelul Constanței. Da? Deci funcționează eu gruparea de jandarmi mobilă cu comandament propriu, cu personalul pe care l-am. Funcționează inspectoratul județean de jandarmi cu structura pe care o are dânsul. Funcționează unitatea specială de jandarmi de la Cernavodă, care se ocupă strict de unitatea nucleară. Și mai sunt subunități în teritoriu. Dispuse în teritoriu, dispuse. Da. Ok. De ce n-ar putea fi un singur creier care să se ocupe toate aceste lucruri? Un nucleu instituțional de comandă, da? Care să le aibă în subordine pe toate și, de fapt, să uniformizeze și tipul de... Adică, ce vreau să spun? Vreau să spun că trebuie eliminate acele funcții care sunt paralele. Ar fi mai eficient. Exact. Ce să n-am o singură structură de achiziții care se ocupe de toată lumea? Pe care structură eu aș face la nivel național. Da. Adică să fie unii, banii se duc acolo și ei să-mi cunoască toate nevoile. Ei răspund, de fapt, despre tot ce achiziționează. Cum era înainte, să știți că înainte spuneam că nu-i bine. Dar iată că viața mie mi-a demonstrat că a fost foarte bine. Vă referiți înainte de 89? Nu, după 89. Adică după 90, primii ani. După 90, da? În primii ani, când s-au făcut CJT-urile. Cred că a fost cea mai bună structură pe care a avut-o jandarmeria. Centralizarea în armată e mai bună, să înțeleg. În sensul, este. Da, pentru este că ea asigură unitate de comandă. Mai ales acum că suntem informatizați. Nu simplifică, da, sau nu scurcircuitează, de fapt, lanțul de comandă, pentru că aici vorbim de ierarhie, de ordine militară, ierarhie, da? Da, și subordonare. Exact. Da, exact. Și funcțiile de comandă să fie mai puține. Da. Să știe asta cine face mai este bine, șef, de fapt. Asta face mai bine. Bine, da? Nu disipează, nu diluează, de fapt, autoritatea trebuie ordinului. Trebuie regândit. Părerea mea, este opinia mea. Vă spun, este o simplă părere și pe acum, care o discutăm aici la o cafea. Colegii poate că ar fi de acord sau nu ar fi de acord. Colegii, unii sunt de acord. Mă refer la colegii cei tineri nu ofițeri. Pot înțelege lucrul ăsta, fiindcă n-au trecut prin ce am trecut eu în 31 de ani. Ce din generația dumneavoastră trebuie să fie, da? Nu. Și ceilalți, cine are peste 15-20 de ani de muncă, deja se poate spune că este un deja știe că e trecut prin această... Exact. Și evident, în calitate de ofițer sau subofițer, fără să vrei, fără să-ți dorești, de fapt, ești martor la modul în care evoluează o unitate militară, o grupare, de fapt. Noi luăm generic acum exemplul acesta. Eu am fost martor, am lucrat în toate unitățile din Constanța. Și un an de zile am fost pe funcția comandantul unității speciale de misiuni externe a jandarmeriei. Da. Pe vremea cât am fost plecat la misiuni externe. Da. Jandarmeria și misiuni externe. Da. Am înțeles. Că mulți ar crede că se ocupă doar de teritoriul României, de interior. Nu. Are unitate specială în care
cei care pleacă misiuni externe se mută pe statul acelei unități speciale. Acelei unități. E o chestie care ține de operativitatea acelei unități și de gândirea strategică pe care o armă din structura militară a României a conturat-o. Bun, prin lege, da. Apropo. Așa este, sigur că da. Am lucrat în toate cele trei unități din județ. Cunosc specificul tuturor acestor unități. Cunosc modul în care a fost organizată jandarmeria la nivel local în acești 31 de ani. Și am văzut, de exemplu, cum au apărut grupările mobile. Așa. Prin 90 și... Nu. În 2000, cred, s-au înființat primele batalioane mobile de jandarmi. Da, se chema batalion mobil de jandarmi. Da, da. Și țin minte că tot atunci parcă se înființase și unitatea specială pentru paza conductei. Da. Unde e discutabil și aici cu unitatea asta specială de paza conductei. A fost desființată într-un final unitatea aceasta, fiindcă s-a desființat pe tot transul. Da. Și acum a rămas mai completul și sunt niște subunități care mai asigură misiuni pe acest tronson și le asigură bine, nu mai sunt furturi. Nevoia, viața, misiunile operative, situația operativă a făcut ca totul să evolueze în societate, sigur, inclusiv sigur. În arma noastră. Sigur. Cineva, un băiat deștept, a zis că e nevoie să facem niște grupări mobile, niște puncte, structuri puternice care să poată interveni în caz de nevoie, orice moment, oriunde în țară, la un semnal anume. Și s-a întâmplat asta, aceste structuri au fost constituite, au fost gândite, dar eficiența lor a fost clar, că este clar demonstrată și este necesară o astfel de structură, dar este întotdeauna loc de modernizare și v-am spus și de mai bine. Cum ar fi... Cum aș face eu dacă aș avea putere de decizie la nivel macro? Sigur că da. Și aș face și economia la buget. Sunt convins de asta. Sunt convins de asta și, apropo, spuneați mai devreme de banii publici, care sunt inclusiv ai ofițerilor și ofițerilor de jandarmi, care contribuie și ei la bugetul public prin contribuțiile pe care le au la salarii. Vorbeam categoric. De asta. Dar banii sunt ai noștri, ai tuturor. Mă înfior așa, parcă simt că cineva vrea să... Banii sunt ai tuturor. Dar nu doar despre jandarmi se vorbește așa. Despre toate profesorii în România. S-a vorbit și despre profesori, s-a vorbit despre doctori, despre militari, s-a vorbit și despre judecători și despre jandarmi și despre polițiști. Știți cum e lumea în general. Se spune așa, gura lumii slobodă. Da. Contează de fapt ce crede majoritatea membrilor societății, da, despre funcționarea tuturor acestor structuri. Fără ele, a spus mai devreme, un stat n-ar putea exista. Deci n-ar fi un stat. Da? Ar fi vulnerabil și ar fi, de fapt, practic lăcat în picioare. Că noi din afară vedem lucrurile altfel, e o poveste diferită și cred că neadevărată în multe situații, pentru că acuzele de care vorbeați mai devreme sunt și ele puțin susținute. De ce? Noi suntem oameni în general, suntem dominați de sentimentele acestea, suntem sub imperiul sentimentelor și emoțiilor pe care le trăim odată. Dar până să ajungem să vorbim public despre o armă sau despre un reprezentant sau despre o profesie, a trebuit să ne ducem înapoi un pic să vedem de fapt care este rolul acelei profesii. Și asta nu o facem de regulă pentru că nici nu avem timp și mulți nu se pricep să facă lucrul acesta. Ba, tocmai mulți se pricep. Crezi? Crezi că cu ghilimele de rigoare. Cu ghilimele de rigoare este altceva. Bun. Și cred că se pricep. O comunicare mai bună, nu doar a jandarmilor, a luat cazul dumneavoastră pentru că a spus, apropo de comunicarea colegilor, deși există purtători de cuvânt, există colegii dumneavoastră în toate unitățile care se ocupă de fapt de comunicare, merg, ies în stradă, vorbesc cu oamenii, vorbesc cu presa, încearcă de fapt să aducă informația pe un palier transparent și să se știe de fapt care este tipul de intervenție, pentru ce sunt jandarmii acolo, de ce sunt dispuși într-un anumit dispozitiv, apropo, să folosim termeni din domeniu, da? Și cred că o comunicare mai bine făcută ar explica multe din aceste, să spunem, acțiuni care de foarte multe ori nu sunt înțelese și despre care se vorbește altfel. Cred eu, cumva incorrect și fără a avea elementele în conștiință de cauză. Cineva spunea cândva undeva, oamenii se tem unii de alții fiindcă nu se cunosc. Și nu se cunosc fiindcă nu comunică. E adevărat și asta e adevărat. Face acest lucru, uitați, a fost o excelentă idee, ziua porților deschise, pe care jandarmeria și cerea jandarmeria de ceva și unitățile MAPN-ului
au desfășurat în ultimii 10 ani, cu excepția acestor ani de pandemie, când nu am putut să facem lucrul acesta. Când am deschis porțile către civili. Și toți cei care vreau să vină, veneau acolo. Da? Veneau în primul rând copiii. Erau în special copiii. Da. Și ne cunoșteau și ne vedeau la noi acasă. Și cum ne pregătim și ce tehnică avem, da, și acele poligoane subterane care n-au existat niciodată, nu știu, decât în ochii presei și ochii, da, nu știu cui. Adică vedeau condițiile concrete, reale, adevărate, reale, da, și problemele reale pe care le lăsam noi să le vadă, da, că da, nu le poți arăta pe toate, deși sunt foarte multe. Și acest lucru a fost benefic în ochii multor cetățeni, cărora am reușit să le schimbăm un pic percepții, da, vis-a-vis percepția, de la ce, da, și noi, opinia față de jandarmerie. Luăm o scurtă pauză și revenim în partea a doua să continuăm discuția noastră, că este foarte interesantă, are rolul de a și informa în același timp, apropo de transparență. Doamnelor, domnilor, revenim după câteva minute cu invitatul meu de astăzi, domnul colonel Dima. Rămâneți alături de noi. Am revenit în partea a doua a cafenelei pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele pe canalul Litoral TV. Invitatul de astăzi este domnul colonel Constantin Dima. Domnul colonel Dima este comandantul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța și, cum spuneam, prima parte are 30 de ani de experiență în jandarmerie. A debutat încă din școala militară la arma jandarmerie. Debutul a fost de la sublocotenent, nu? Nu. Locotenent, da? Era primul grad, era de, da, locotenent. Și după aceea s-a revenit la sublocotenent? Era locotenent, locotenent major, capitan, da, da. Major, și după locotenent, conești colonel. Da, și s-au schimbat. Ulterior, în 93, s-a, da, revenit la primul grad de sublocotenent, da, așa ar fi fost, da, tradiția armatei. Locotenentul române și capitanul, fără locotenent major. Locotenent și capitan, da, am înțeles. Pentru că era o mare problemă pentru foarte mulți colegi de armată. Noi am făcut armata la unitate de marină, de la Babadag, la batalionul de infanterie marină, și noi comparam, eram obligați, de fapt obligați. Astea erau regulamentele, da? Să învățăm gradele militare ale armei de uscat, da, și ale armei marine, care erau diferite și pentru foarte mulți reprezentau o întreagă, să spunem, provocare. Eu am făcut armata înainte de 1990 și a fost o experiență foarte interesantă acolo. I-a făcut armata la MAPN. La MAPN, da, exact. Și după aceea ați intrat de școala militară, da, să înțeleg. Exact. Ceea ce și asta este o altă experiență. Și a fost o întreagă provocare legată de capitanii de diferit rang de la marină, care acum nu mai sunt așa, se numesc comandori și așa mai departe. E o întreagă poveste. Da, 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 categoric. Comparând gradele echivalente cu cele de major, locotenent, colonel și colonel. Și după aceea cu generalii, care de fapt și-au schimbat titulatura pentru armele de marină și de aviație, și cei din poliție. Revenind la discuția noastră personală la cafenea, spuneam că eficiența unei cariere se măsoară de fapt în dedicarea pe care acel profesionist o are. Și dumneavoastră spuneați că aveți proiecte legate de unitate, colegii ofițeri și subofițeri pe care vreți să le duceți la capăt, adică să încercați să faceți ceva pentru comunitatea în care ați activat, militară, și pentru zona aceasta în care unitățile în care ați activat și-au derulat activitatea. La nivel personal, de fapt, există și o altă motivație, aceea carierei, a dedicării carierei, ca să spun așa. Și aici ajungem la punctul sensibil. Noi amândoi suntem aromâni, suntem crescuți în familie de aromâni. Da? Aromânii nu sunt de regulă, nu au o predispoziție spre a merge în zonele, să spunem, de profesie militară. Eu știu foarte puțin, mai știu pe un domn Șuțu care a fost ofițer în armată. A fost pilot militar. Pilot militar, da. Pe care îl cunosc și un om extraordinar. Da, și încă un domn care a lucrat tot așa, a fost ofițer în marină, tot aromân, din familie de aromân. Băiatul colegului de armă, tot pilot militar, da, este ajunctul meu la unitate. La jandarmi. Exact. Foarte frumos. Și a ajuns colonel. Mai sunt aromâni în jandarmerie? Și băiat dedicat. Da, mai sunt încă doi ofițeri la mine la unitate. Eu puteam să jur că sunt singurul jandarm, no, ofițer. Poate de... sunt cel mai vechi, da. Da, așa, bun. Ce reprezintă pentru un român? Sau, de fapt, cum s-a conturat pasiunea? Pentru că, de regulă, noi suntem profesori, mergem la avocatură, mergem la medicină, mergem în diferite profesii liberale, în zona aceasta, să spunem, antreprenoriatului economic. Astăzi, da? Dacă aș avea 18 ani și m-ați, da, întrebat ce ai vrea să faci, aș spune, aș alege meseria de medic. De medic, da? De ce? Astăzi. De ce și nu cea de jandarm? Fiindcă îmi dau seama acum că este mult mai importantă meseria de medic decât de jandarm. Deși ambele au utilitatea lor în societate. Exact, exact. Dar să salvezi viața unui om sau
zeci de oameni zilnic, da, sau o sută de este oameni, cu totul, da, altceva. Altceva. Când eram mic, vreau să mă fac avocat sau procuror. Da. Pentru că aveam probabil... Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge militar. Procuror sunt, dar român și judecători. Că eu cred în destin, destinul și am niște... Da, destinul, da, am, adevărat. Vă rog să mă credeți, de multe ori am stat și m-am gândit la evoluția mea în cariera militară. Retrospectiv vorbind, da? Exact, exact. Așa? Și am ajuns la concluzia că este mâna destinului. Eu cred în destin. Pentru noi toți. Sunt perfect de acord, da. Și eu cred în destin. De vreme ce totul în universul acesta se desfășoară pe niște baza unor legi foarte stricte, foarte clare. Universale, mă, da? Mă gândesc că, da, și aici ar putea fi la fel. Da. Iar dacă nu faci o meserie cu pasiune, da, și cu tragere de inimă, nu vei avea rezultate și te vei îmbolnăvi mai devreme sau mai târziu. De ce pasiunea este totul. De ce te îmbolnăvești? Fiindcă o faci în condiții de stres și nu-ți place. Înțeles. Am înțeles. Nu vedeți, n-ați observat de multe ori că atunci când muncești cu drag la ceva, nu simți când trece timpul? Da, și nu simți că obosești. Trec orele și nu simți oboseala. Da. Adică te duci pleci cu... acasă, of, s-a făcut, trebuie să merg acasă. Da. Cu părere de rău, parcă spui lucrul, da, ăsta. Când o faci cu pasiune. Invers se întâmplă când nu o faci cu pasiune și mergi cu părere de rău la muncă. Când o faci cu pasiune, apare stresul. Da, și vine stresul de la... te ucide încet, încet. Vine de la nivelul cognitiv? Da, da, cu siguranță. Stresul planează... Și contează foarte mult oamenii cu care lucrezi, colectivul. E adevărat. Dacă în colectivul în care lucrezi nu ai o atmosferă plăcută și omul nu vine la muncă de drag să-și facă treaba așa cum știe el și cum a fost învățat să o facă și o face de frica șefului, care îl va certa sau îi va vorbi urât dacă va greși, atunci nu e ok. Am văzut că aveți o relație foarte bună cu ofițerii și suboficerii care teoretic sunt sub comanda dumneavoastră, militar vorbind. Teoretic pe regula... și practic. Pe regulamentele militare, da? În armată este totul practic. E adevărat. Nu ne jucăm. Dar acolo văd că aveți o comunicare foarte bună și încercați, de fapt, să prin comunicare și prin transparență și prin modul în care le explicați oamenilor că este necesar să se întâmple lucrul acela. Practic, sunteți un lider, că și asta, a fi un lider înseamnă mult. Adică, practic, trebuie să știi cum să îți impui punctul de vedere, cum să coordonezi o comandă, cum să dai un ordin, oricine poate să facă lucrul acesta. Dacă oamenii te percep într-un mod corect, da, cum sper că am fost perceput eu, atunci rezultatele nu vor întârzia să apară. Sunt convins. Și eu întotdeauna, în relația cu persoana de vis-a-vis, chiar dacă mi-este subordonat, am pus respectul. Și partea umană. Și partea umană. Da. Ordinul trebuie executat, fiindcă de asta ne luăm cu toții banii. Da, și sub incidența, dar, legilor militare, toți militarii, subofițeri și ofițeri știu că, de fapt, ordinul se execută pentru că este o regulă sine qua non, nu se poate, exact, fără. Da? Regulă pe care o înțelegi prima dată în școala militară. Da, da. Știți câte sectoare am făcut? Cred că am măturat kilometri întregi și de străzi și de toalete am făcut curat și de... Ceea ce și fac nici toți, acum fapt, nu mi-este rușine ce să pun toți mâna pe mătură și să mătur în birou sau, dacă este cazul, în altă parte. Sunt convins, sunt și convins. Majoritatea colegilor fac așa. Da. Mai puțin unii tineri am observat la început că aveau o tendință de asta. Că li se părea ceva fantastic să-i pună comandantul să facă curățenie, să-și facă curățenie la locul de muncă sau curățenie, da, să faci un pic de curățenie, fiindcă militarii au un atribuție în fișa postului și întreținerea locului de muncă. Da. Facem curățenie, facem sectoare, fiindcă suntem militari. De, nu de asta unitățile militare sunt foarte bine puse la punct și curate. Apropo. Sunt, da, să știți că în general sunt, știu, puse, știu, la punct. Știu, și... știu că am fost în multe unități militare, am făcut armată. S-au distrus, din păcate, multe, multe da, spații după plecarea militară în termen. Ce înseamnă? Da, pentru că era un efectiv destul de consistent. N-am și... știut să conservăm ce am da, avut. Da, exact. Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți comandantul unei unități? Că totuși e o responsabilitate foarte mare. Ceilalți ofițeri și ofițeri spun, lasă că mergem la comandant și el își asumă definitiv toată, aș putea spune, incorrect, politica de comandă a acelei unități. E o presiunea, mare onoare, să știți. Da, e o mare onoare în primul rând, da, așa. Să fii comandantul unei unități militare. E o demnitate publică, până la urmă. Exact. Da. Dar și o mare responsabilitate. Sunt direct proporționale. Onoarea și responsabilitatea, da? Răspunzi și pecuniar. Da. Și în fața legii poți să și faci juridic, pușcărie juridic, juridic dacă da, cumva sigur, e decizii care greșite, sunt corecte, greșite. Oamenii acum își cunosc majoritatea drepturile și nu ezită să meargă în instanță dacă sunt consideră convins că te-ai purtat abuziv. Și nu doar aici. Și încurajez să facă acest lucru. Este foarte bine. Și nu doar aici. Nu doar aici. În toate dar vorbesc de mediul pe care îl cunosc. Da? Este un lucru bun ca oamenii să-și ceară drepturile. Dar nu încurajez de niciun fel exagerarea.
Sunt multe lucruri care se pot rezolva simplu, amiabil, printr-un dialog cu instituțional? Sigur că da. Găsesc calea legală și normală de rezolvare. Dar vârsta pe care o am acum, cred că sunt ofițerul cel mai longeviv. Merg pe 57 de ani. Mulți înainte, din sistemul jandarmeriei sau din Constanța de aici? Vorbesc din Constanța, în jandarmerie mai sunt câțiva colegi, da. Cred că vreo 10 care suntem din aceeași... În toată țara, adică vă cunoașteți, dumneavoastră faceți comun, da. Sigur că da. Multe ne întâlnim periodic. Sigur că da. La ședințele Consiliului Militar ne întâlnim destul de des sau ne întâlneam și fizic în anii trecuți. Care ședințe au loc la București, da? În general la București, da. Tot general. Acum le facem online. Am înțeles. Exact. Apropo de informatizare. Vedeți, sunt necesare și întâlnirile acestea fizice. Fiindcă te revezi cu omul. Da, e vorba energia umană, discuți. Știi ce să discuți. Altfel se leagă alte sentimente și alte relații. Și colegialitate și conducători. Camaraderie, apropo că e un termen, camaradul vine din zona militară, din tranșee. Camarad, din franceză. Da, exact. Da, sigur. Și această relație de camaraderie vine cumva tot pe relația fizică. Exact, altfel adică nu se poate. Contactul celuilalt. Direct și uman este absolut necesar. Sigur. Și firesc și de dorit. Sunt convins. Faptul că sunt machidon, sunt român, să știți că mi-a creat o mulțime de probleme. Da, de ce? În unele medii. Deși vă spun mâna pe inimă, că eu pentru țara asta care m-a crescut și în care m-am născut, sunt cel mai tare român. Păi nu, toți așa suntem. N-am niciun fel de problemă. Toți suntem așa, refer la români și la loialitatea noastră, nu doar pentru România. Deci românii pot fi dați exemplu în toate statele în care trăiesc, de loialitate pentru acele state. Bine, excluzând anumite, până la urmă, persoane care nu înțeleg lucrul ăsta, dar majoritatea au fost foarte loiali pentru statul ăsta și au făcut multe pentru România și fac multe. Bineînțeles. Și de ce? De ce ți-au probleme? Și Macedonia, să știți că, în general, își fac treaba. Da, știu. Și fac treaba bine. Sunt serioși, da. Faptul că mai sunt cărcătași care nu suportă acest lucru, este treaba lor. Da. Dar eu întotdeauna mi-am făcut treaba bine. Și încerc să îi determin și pe ceilalți să-și facă treaba cât se poate de bine. Da. Fiindcă sunt adeptul ideii, dacă tot consumi energie, măcar fă-o cu folos. Fă-o cu folos, da, sigur. Să facem o treabă adevărat, bună, dacă foarte adevărat, tot ne-apucat de ceva. Și mulți români fac asta. Exact. Știu că sunt unii români care se cred greci și alții care suntem... Părerea mea este că suntem din o aripă a... neamului românesc. Românesc, sigur că da. Și mai ales că noi suntem și născuți aici, suntem educați sigur în cultura se pune problema. Românească, în fine. Așa cum sunt olteni, dobrogeni, moldoveni, așa sunt și... De ce ați avut probleme, spuneți, în anumite medii? Cărcotași. Da, înțeles. Voi machedonii faceți și drăgeți. Ei, uite că nu facem și nu drăgeți. De fapt, facem și trebuie. Și fiecare răspunde pentru ceea ce faceți. E adevărat și lucrul ăsta, da, e foarte adevărat. De fapt, facem ce trebuie să facem. Până la urmă, suntem loiali unor principii. Eu întotdeauna mi-am învățat colegii să respecte legea. Da. Dacă faci cum zice legea, e perfect. E foarte nu te bine. Poate lucra în primul rând nimeni. Sigur. Fiindcă legea spune așa și nu spune altfel și nu greșești. Și atunci toate lucrurile sunt e foarte bine. Adevărat. Pentru că mai avem doar 11 minute, aș vrea să mai discutăm câteva lucruri legate de... modul în care s-a derulat totul în pandemie a fost o perioadă mai diferită, dificilă, cu multe provocări, neașteptată pentru, inclusiv pentru anul la jandarmerie. Da, într-adevăr, a fost începutul de anul trecut, luna martie, aprilie, a fost cea mai periculoasă lună. De ce? Mental am fost atinși cu toți atunci. Era nebunia aceea când credeam că vom muri cu toții dacă ne vom îmbolnăvi de acest virus. Da. Iată că s-au îmbolnăvit foarte mult de acest virus. Au trecut prin el? Au trecut prin el o mulțime dintre colegi, cred că am vreo 90 de colegi care s-au tot îmbolnăvit așa și au stat și la izolare de-a lungul timpului. Unii au stat în spital, un coleg a decedat, Dumnezeu să-l odihnească, dar era bolnav de cancer în fază terminală și probabil că această COVID i-a grăbit sfârșitul într-un fel sau altul. Am vecini, Dumnezeu să-i odihnească, care s-au prăpădit din cauza COVID-ului. Nimeni nu neagă acest lucru, este clar că există, da. Dar am învățat să trăim cu el, să ne ferim când este cazul. N-am, acea teamă
parșivă de la început, acel sentiment dacă vei fi morbid învins, care ne cuprinsese pe toți, a cam dispărut. Lucrăm cu lejeritate, respectăm regulile de igienă, avem materiale, avem tot ce ne trebuie. Ați vorbit cu colegii dumneavoastră pentru că ați făcut mobile, echipe mobile cu poliția. Da, echipe mixte, da. Mixte, da, paturile echipe, mixte. Da, da, paturile mixte. I-am văzut dispuși în foarte multe zone strategice, chiar în perioada stării de urgență. Și mini-vacanță acum de Paște, de 1 mai. Da, exact. Păi da, sunt prezente grupările mixte și ele sunt și mobile în același timp că se deplasează, da, de patrulare. Exact. Da, ale poliției și jandarmeriei. A fost, vă rog. Ca să înțelegeți mai bine, poliția este structura care răspunde de menținerea ordinii publice. Da. Răspunde, organizează, planifică, așa, conduce, coordonează. Noi, jandarmii, venim și sprijinim poliția cu efective de jandari, sprijinim acest efort comun, mai ales în perioadele sezonului estival, când și prin lege jandarmii pot executa misiuni de menținere. Sigur. Cooperarea cu poliția română este una foarte bună și așa a fost de când mă știu, cel puțin de când sunt eu comandant, adică de prin 2014, așa au fost relațiile bune, ne-am sprijinit unii cu alții, da. Am văzut că nu sunt disensiuni, interesul comun este să meargă treaba bine peste tot și cetățenii, da, să și fie ok. Da, și până la urmă s-au creat și echipele, s-au cunoscut între ele. Ce se întâmplă dacă nu există încredere între parteneri? Da, e adevărat și lucrul acesta. Lucrurile nu funcționează. Nu funcționează, sigur. Corect. Am mai văzut și un punct, apropo, că ați adus aminte de armată și de poliție, un punct pozitiv de deschidere, de gen. Foarte multe domnișoare și doamne care au grade de ofițer și subofițer în jandarmerie, îmbrăcate în uniformă, le stă foarte bine și sunt, practic, slujesc patria, cum se spune, în armată, cu la fel de mare eficiență și competență ca și un ofițer sau subofițer bărbat. Asta se întâmplă și în jandarmerie. Am văzut foarte multe domnișoare și doamne în uniforme de jandarm, fie pentru exerciții sau fie pentru misiune sau fie în civil, și foarte multe domnișoare și doamne care lucrează în poliție, în toate acele structuri ale poliției, mă rog, pe ordine publică, circulație, documente și așa mai departe. Este o armă care se pretează mai mult pentru doamne și domnișoare față de celelalte arme ale structurilor militare? Jandarmerie? Da. Sau e provocare mai mare? Părerea mea că este bine să fie, e nevoie de femei și în structurile acestea militare, dar ponderea trebuie un echilibru totuși foarte bine gândit, fiindcă dacă baremele de educație fizică sau alte bareme de specialitate sunt îndeplinite cu succes, da, la fel de bine de femei ca și cele de bărbați, cele, da, de către bărbați, atunci n-am niciun fel de problemă. Da. Dar în structurile de intervenție este bine totuși să fie bărbați. De ce? Biologic sunt mai rezistenți? Fizic. Sunt mai rezistenți, mai puternici. Da, da. Motivația mai mare. Exact. Da. Impactul către răufăcător este unul mai mare decât... Da, către inamic. Dar sunt, este nevoie certă de femei. Femeile sunt foarte bune și sunt foarte eficiente, eficiente când lucrează în birou. Da. Sunt aplecate, trebuie sunt și zona logistică. Zona logistică trebuie de resurse servit. Resurse umane, logistică, sigur, financiară. Da. Și informatizare de care vorbeați. Informatizare, sigur. Sunt multe fete deștepte. Și se ocupă, de fapt, ofițerii și sofiserii. Documente clasificate. Da, femei, da? Sigur care că au, da, practic, această sarcină. Deși sunt, avem colegi care sunt luptătoare și își fac treaba destul de bine. Sigur, sunt convins. Dar sunt încă la început. Avem o colegă care, cred că are 20 de ani de un subofițer. Nu. De lucru în jandarmerie, da? Foarte bine. Foarte, nu te joci cu ea. Sigur, sigur, nu poți, sunt convins. Și foarte bine. Apropo, revenind la discuția noastră, credeți că ați fost de multe ori implicați în anumite acțiuni și ele n-au fost interpretate foarte bine de societate sau au fost gândite în mod greșit? Au fost, vorbiți de mine personal? Nu, de jandarmerie, de armă, structură, instituție. Lucrurile știți, ca să poți să analizezi într-un mod corect și obiectiv, trebuie să participi la astfel de acțiune. Așa. Dacă stai pe analizăm așa, în baza analizei altora sau unor imagini, interpretările pot fi subiective și mă feresc să fac astfel. Am înțeles. Dar știți cine este împotriva jandarmilor? Răufăcătorii. Da, sunt cei convins. Care
cei cărora nu le place să le ceri socoteală pentru faptele antisociale. Și să le impui legea. Exact. Atunci devin cărcotași și spun că li se încalcă drepturile și că te porți abuziv. Dar au dreptul legal să meargă să conteste orice lucru. Sim. De când sunt eu aici comandant la această unitate, de aproape 2 ani de zile la gruparea mobilă, n-avem nicio plângere îndreptată vreunui jandarm pentru purtare abuzivă sau mai știu eu ce Dumnezeu. În misiune lucrurile, să știți că nu sunt deloc simple. Da, știu. Când trebuie să stai de vorbă cu cetățeni care se află sub influența alcoolului, sub influența drogurilor. Da, recalcitranți. Când sunt recalcitranți, înarmați și trebuie să iei hotărâre acolo pe moment, că ești tu, colegul tău și el. Sau ei. Sigur, sigur. Până îți vin ceilalți colegi, trebuie să găsești soluția normală pentru a păstra lucrurile sub control, pentru a te proteja și pe tine, fiindcă tu ai familie. Sunt convins, sigur că da. Nu e simplu deloc. Dar facem eforturi ca toate lucrurile să meargă bine. Tinerii au început să învețe. 40% din efective au terminat școala în ultimii 5 ani. Asta e bine? Este... E normal să fie așa, fiindcă... Dar vă referiți la nivelul experienței, la nivelul înțelegerii, de fapt... Nu este bine, dar facem față. Măsură ce timpul trece, sigur că da. Ei se adaptează și învață de la cei care colegii vin din generația care mai mari. Sunt mai vechi, i-au integrat, au început să le dea sarcini, îi educă, au căpătat încredere, inclusiv în forțele lor. Da. Îi mai aprinde, mai butonăm telefoanele așa, prin misiuni că... De fapt, e complicat, pentru că pe baza telefonului te pot identifica. Tinerețea e complicată toată. Da, e complicată tinerețea, da. Și noi am fost tineri și toți se părea că le știm pe toate. N-aveam telefoane la îndemână. N-aveam telefoane. Și ne-a ajutat asta, nu? Foarte mult. Da? E extraordinar. În ce sens ne-a ajutat? Fiindcă te concentrai pe treaba pe care aveai de făcut. La un moment dat a fost un ordin în jandarmeria română. Cei care lucrează structurile de ordin de pază nu aveau voie să intre cu telefon cu display. Cu internet. Cu internet. Ceea ce mi se pare normal, adică ei trebuie până să fie la pază. Până la pare normal, da, exact. Și să faci misiunea și după ce ești liber poți să stai pe net. Fiindcă te distrage de la... Da, te distrage și în același timp te vulnerabilizează. Există multe elemente care țin de fapt de specificul muncii, de ofițer, subofițer sau, mă rog, munca și pe care o... Munca este continuă și zi și noapte. E adevărat. Și nu este ușor să faci misiune noaptea. Știu că nu este ușor. Vă spun eu că am făcut speciale. Multe misiuni noaptea. După anumite vârstă te refaci greu. Da. Am destui colegi care sunt săriți de 45 de ani. Da, și e complicat, pentru că resursele biologice sunt și ele limitate. Și categoric, e ceva fizic, multe. Ceva biologic, e normal. Cum vă vedeți petrecând viața de după cea de ofițer? Pentru că atunci când ești ofițer, te identifici cu profesia și cu... Adică ai un mod de a fi, un mod de a trăi. Știți, sunt încă în formă. Da. Fac încă sport, mă duc la sală. E foarte important. Fac mișcare, a fost în toată viața am făcut mișcare. Deci nu mi-este teamă de chestia aceasta. Și voi continua să fac mișcare cât voi fi sănătos. Și să dea Dumnezeu să fiu sănătos cât mai mulți ani. Deci nu mi-este teamă de faptul că voi ieși într-o bună zi la pensie. Personal, nu vreau încă să pun armele în cui. Consider că este încă nevoie de experiența mea pe plan local. Și dacă, sau sper că va veni și ziua când va trebui să ies la pensie, probabil că se vor găsi și amatori care să aibă nevoie de experiența unui om serios și de caracter. Vă scrie memoriile? Probabil că într-o bună zi, da. E foarte important, pentru că aveți multe de spus. Legat de experiență, legat de modul cum vede un ofițer. Experiența este un lucru extraordinar. E cel mai bun profesor, da? Extraordinar de important în viața. În viață. Domnule colonel, mai ales în funcții de decizie. Sigur că da. De și de responsabilitate mare. Exact. Și mai ales cele militare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule colonel. Trebuie să ne oprim că mai avem mai puțin de un minut. Timpul trece. Cred că ne vom mai întâlni pentru că mai avem de discutat foarte mult. Cu mare drag. Am vorbit foarte puțin din ce ne-am propus. Vă mulțumesc că ați venit. Sunteți primul militar activ care vine de responsabilitate mare. De demnitate publică. Probabil cafeaua este de vină. Cafeaua e de vină, este da. Este foarte bună, să știți. Mă bucur că v-a plăcut, vă aștept, este un motiv să reveniți. Uitați, o să venim și când, data viitoare când voi veni, dacă mă mai invitați, putem vorbi despre misiunea externă din Haiti. Cu mare drag. E foarte important să facem o comparație. Exact, facem cum o comparație și cum o ducem noi români aici. Sigur. Apropo, și mai am asemenea exemple, trăite și de mine,
și povestite de alți români care au fost în misiuni, care au fost cu afaceri, care au fost la studii și situația e net inferioară cu foarte mult față de noi românii care spunem că avem o țară nu tocmai ok. Și o să vedem că în comparație cu acele state... Avem o țară extraordinară, extraordinară și da. Oameni e adevărat. Deștepți. Și, dar avem și... Mulțumesc din suflet că ați venit și că ați făcut această, ați onorat această invitație. Deci știu că aveți mult de lucru la un tete de talia dumneavoastră. Sigur ne vom mai întâlni și vom povesti despre misiunea externă care este la fel de importantă. Mulțumesc sigur, mult. Da. Și succes. Drag. Mulțumesc foarte mult la fel. Și eu vă mulțumesc. Îmi pot termina cafeaua, da? Cu mare drag. Vă rog. Doamnelor, domnilor, trece timpul, trebuie să ne oprim și noi. A fost invitatul ediției domnul colonel Constantin Dima. Am vorbit despre modul în care, iată, se vede din interior arma jandarmerie, despre misiuni, despre responsabilitatea pe care jandarmeria o are față de societate și nu doar ceea ce societatea spune despre jandarmerie. Iată, până la urmă un specialist, un ofițer care vine din interior și povestește chiar la o cafea relaxat despre modul în care își face munca, despre modul în care este responsabil, despre modul în care, de fapt, apără societatea. Vom mai vorbi cu domnul Dima, sigur a promis că va veni și vom discuta atunci despre alte teme. Eu sunt Ana Chetușa, ne revedem mâine seară la o altă temă de discuție și cu alt invitat. Până atunci, toate cele bune, la revedere!